Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea prima parte pentru cei cu Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Săgetător. Sper să nu mă deranjeze nimeni, să nu ne întrerupă. Prima etalare sunt mesaje generale din diferite seturi de cărți. A doua parte va fi despre voi și cineva. Rămâne de văzut cine apare în etalarea voastră. Am vrut să fac de ieri, dar nu s-a mai putut. Însă au venit niște mesaje ieri, o să vedem și astăzi, dar un mesaj foarte interesant care venise ieri când pregătisem toate cărțile, vreau să-l transmit cuiva, nu știu pentru cine o fi, poate îmi spuneți voi. Din seria cărților acestea care le folosesc de vreo lună de zile foarte frumoase, a venit Femeia de Lumină. Este un personaj în viața unora dintre voi. Există un ghid spiritual, așa îl văd, o figură feminină luminoasă, cu vibrație înaltă și iar spun că este femeie pentru că a apărut un asemenea personaj în acest set de oracole, profesoratul. Există cineva care predă, care vorbește în public copiilor sau nu neapărat copiilor oamenilor care vor să învețe. Și acest personaj vă susține. Vă susține. Este ghidat de divinitate, într-un fel sau altul, să vă dea, să zic, niște lecții, niște învățături care vă susțin învățăturile respective și personajul într-o problemă foarte sensibilă. Oarecum și senzitivitatea seamănă cu femeia de lumină, cu o fi aceeași femeie care este sensibilă, inspirată, empatică și care vă ghidează, eventual este un ghidaj mental cu această încrengătură de, ce sunt ele, molecule, în fine, ceva. Ori vă susține acest personaj într-o situație foarte sensibilă care vă dă multe gânduri. Această femeie de lumină are numărul 49. Vă dă stabilitate 4, asta înseamnă stabilitate, într-o problemă care ține de creșterea voastră spirituală. 9. 9 reprezintă și Jupiter, da? Casa 9 a lui Jupiter, a Săgetătorului. La capătul setului de cărți, și o să mai amestec o dată, apar îndrăgostiții 57. Dacă asta poate să spună ceva cuiva, 5 cu 7. Cât înseamnă 12, 2 cu 1, 3, 3 comunicare. Probabil comunicați despre faptul că sunteți îndrăgostiți, că... sau poate, nu neapărat pentru unii, că nu o să fi toți îndrăgostiți. Comunicați despre cuplu perfect, despre sufletele gemene, perechi, darmice, karmice, pentru că cineva vă învață. Da? Vă învață, vă susține în a înțelege niște probleme mai profunde, mai sensibile. Aveți încredere că vă ajută să vă construiți viața. Eventual, da, aveți un timp de decizie, trebuie să decideți în ce direcție mergeți. Pentru că apare nutriția, nutriția pentru mine ține, da, poate unii aveți probleme de, da, nutriție, de digestie, trebuie să vă schimbați stilul alimentar. Dar în acest context, în această poveste, văd nutriția ca pe casa a șasea a Fecioarei și nu mă refer la zodia Fecioarei, mă refer la ceea ce înseamnă această casă, casa tabietorilor, a muncii, a sănătății, vă susține în a vă construi, am zis, a vă construi o viață sănătoasă. Așa simt acest mesaj. Și am spus, această femeie de lumină pe care o văd aici ca și profesor, vă susține în niște discuții care țin despre suflete perechi, suflete dadă, îndrăgostiții, de fapt ce înseamnă o relație sănătoasă, că am vorbit de sănătate, între două persoane care se iubesc cu adevărat. E mare diferență între atracție și iubire și completare, iar, da? Și sub îndrăgostiți ce mai văd? Gardianul sufletului familiei, da? Diferență între a fi îndrăgostit și a crea un cuplu de durată, un cuplu care să realizeze iar o familie sănătoasă. Că sunt majoritatea familiilor, după cum știți, nu sunt tocmai corect construite. Și în această cauză apar multe probleme. Apare, în continuare, The Cloak,
masca, pelerina, da? Este o situație pe care nu o înțelegeți, eventual, în familie, în aceste cupluri pe care poate le-ați experimentat până acum, dar revine acest personaj într-un fel sau altul, revine grația ei, care seamănă foarte mult, după cum vedeți, e o altă variantă, da? Acestei femei de lumini, tot așa, o energie feminină, dacă nu este femeie, dar, repet, pentru cineva, eu știu sigur că este femeie, dar dacă nu este femeie, este o situație în care, o energie, nu situație, o energie feminină. Și asta înseamnă receptivitate. Ce înseamnă feminitate? Înseamnă receptivitate. Înseamnă deschidere, intuiție, sensitivitate, sensibilitate. Și, repet, dacă pentru unii nu există acest personaj în viață, unii vă deschideți, mai ales femeile, această capacitate a voastră de a primi informații, de a oferi cu grație, învățături, cum am zis mai devreme, sau de a primi cu grație, pentru că apare și received, primește cu dragoste și apreciere, de a primi cu dragoste ce în spate este credință, ai credință. Ai credință. De a primi cu dragoste semnale care vă întăresc din eter, din alte dimensiuni, de la alte ființe ghii spirituali, semnale care vă întăresc în credința voastră că la un moment dat vă veți întâlni cu o dragoste adevărată. Rămâne de văzut dacă în acest moment experimentați așa ceva. Dacă personajul la care vă gândiți este dragoste adevărată sau nu este, pentru că mai aveți mult de învățat și evident că nu o să vă dați seama într-o lună, nici în două, ci în timp. Dar evident că există niște semnale la început care vă confirmă că puteți să mergeți mai departe sau sunt semne de avertizare. Tot ieri au venit, o să mai amestec o dată, niște cărți. Dragostea este peste tot. Peste tot, exprimați-vă dragostea și acțiunile vorbesc puternic. Am spus, apropo de discuțiile despre dragoste, suflete, perechi și așa mai departe, aici iar este un detaliu, o nuanță. Acțiunile cuiva vorbesc puternic despre cât vă iubește, cât vă respectă, cât este de fidel, fidelă, cât este de implicat, implicată în construcția, da, relației. Acțiunile oamenilor, felul în care își exprimă dragostea. Și uitându-vă de jur împrejur, așa simt acum acest mesaj, puteți învăța. Da? Sensitivitate ține tot așa de o conexiune cu mediul înconjurător. Observați. Observați și învățați. Din seria animalelor, acum le-am amestecat, s-a oprit setul la tarantula, semn de foc, ați putea fi voi, care, în general, acest semn de foc, această carte, mă duce cu gândul la 5 de bâte, conflicte. Asta pentru că este o situație iritantă. Cu tarantula nu te joci. Trebuie să fii calm în preajma tarantulei, din câte mi-aduc aminte, ca să nu ai surprize, da? Eventual, trebuie să vă păstrați calmul. Pentru că situația devine iritantă într-o situație cu un semn de apă sau într-o situație emoțională, dar negativă, apare rechin. Ori există un semn de apă care este foarte sarcastic, mai sunt și semne de apă care sunt așa, depinde ce planete au, pe unde au, din păcate, nu manifestă latura aceea frumoasă despre care am zis. Da. Se poate aceea manifesta la alte semne foarte frumos. Da. Când vorbesc de semn de apă, vă rog, nu vă mai fixați pe zodii, ci pe acea latura noastră, că toți avem apă, foc, pământ, aer, toți avem. Unii mai mult, alții mai puțin și oricât am avea, unii manifestă varianta negativă, alții varianta pozitivă, da? Deci este o situație emoțională negativă sau un personaj cu marcaj pe semnă de apă, negativ, și care vă trigger. Vă declanșează, vă apasă pe butoane și vă irită. Vă irită pentru că nu puteți înțelege. Sunt elemente opuse, foc, apă, nu puteți înțelege, nu puteți construi. Da? Din acest motiv apare totuși un ghidaj și e bine. Da? Grației, femeia de lumină, apare un ghidaj.
Aici, în seria cărților, văd că se continuă cu vulturul, semn de aer, care mi se pare absolut superb. Vulturul este variant, și Uliu, este varianta post-mortem, să zic, a scorpionului. Adică scorpionul, ce înseamnă casa 8-a, a transformării, a morții, a învierii. Deci este scorpionul reînviat, vulturul sau Uliu. Și interesant că după Acvilă, Eagle înseamnă Acvilă, superior element. După Acvilă apare Phoenix-ul, iar Scorpion, iar Casa 8-a, continuare, semne de foc. Bănuiesc că sunteți voi. Aici cred că sunteți voi care trebuie să vă transformați. Apare Ghepardul, voi pasional, voi iuți. Voi vreți să vă mișcați repede într-o direcție, dar apare iar profesorul spiritual. Varianta bună a acestei cobre este un profesor spiritual care vă vorbește cu aceeași pasiune despre ceea ce aveți nevoie ca să manifestați. Ia uite, sunteți atrași, pe de o parte, fiți atenți, de ce vă lăsați atrași? Pentru că apare și Molia, apare și Liliacul. Să nu vă am două semne de aer, dar, repet, nu este obligatoriu să aveți de-a face cu semn de aer. Situații în care aplicați varianta pozitivă sau negativă a mentalului. Un mental evoluat sau neevoluat. Sau un mental care se lasă ghidat de lumină. Sau se lasă influențat de situații oculte, secrete, misterioase. Vă arăt imediat de ce zic oculte, pentru că apare și luna. Iar și acest element este foarte negativ, foarte negativ. În spate, iar, semn de apă, mai mult sau mai puțin, iar asta contează, o situație, să zic, sexuală, jucăușă, dar care vă aduce neplăceri și care trebuie transformată, pentru că și aceasta e similar cu moartea. Însă am zis, vedeți, aveți grijă de ce vă lăsați influențați, pentru că Molia merge către lumină, da? Aveți profesorul spiritual, aveți încă vreo două cărți care vă atenționează că este nevoie de transformare, da? De zbor, iar zbor. Și Phoenix-ul și Acvila zboară. Phoenix-ul iese din cenușă, da? Din această ardere, din acest foc interior, zic că sunteți voi. Și se ridică undeva până la nori, cât mai aproape de spiritualitate, da? De divinitate. Cineva vă ajută în această transformare, așa zic eu. Și repet, chiar dacă nu-i personaj, poate primiți niște informații de undeva, prin eu știu ce metode. Și totuși, cât am vorbit, este de mult. Săgetător. Asta e. Aici se opriseră cărțile. Haide, vreau o carte, totuși. Și o să vorbesc iar. Lasă tarantula. Altceva nou. Săgetător. O să pun pauză, că dacă se continuă așa, nu mai vor să arate. De ce? O dată, de două ori, de trei ori. Da? Ok. Semn de foc, pantera. Poate că unii dintre voi sunteți geloși. Semn de foc. Semn de foc. Există o persoană care vă urmărește din întuneric, în cazul în care nu sunteți voi cei care urmăriți. Dar a apărut și rechinul. Și chiar dacă aici este simbolul focului, probabil că personajul respectiv are aspecte într-un semn de foc de v-ați întâlnit, însă manifestă ceva negativ. Mare grijă în preajma acestei pantere. Mare grijă. E o situație de început cu acest vierme de pământ. Poate să fie un proiect, poate să fie pur și simplu o prietenie. E în faza de început, adică nu pot să zic că e nici de lungă durată sau că ați trecut prin niște ce experiențe, ce experiență într-adevăr, dar există un personaj gelos, că o fie ex-ul ei, o ex-ul lui, că persoana respectivă manifestă această
Sper să că nu manifestați voi această energie. Pantera nu este energie pozitivă. Într-o situație aventuroasă, pentru că această libelulă e destul de jucăușă, iar apare semn de apă. Semn de apă, o steluță de mare. Este o steluță, nu sunt 5 stele. Nu sunt 5 stele, nu știu de ce m-am gândit la așa ceva, dar probabil că e un mesaj. Personajul acesta nu e de 5 stele, e doar de o stea. Și aici apareți voi, iar semn de foc. Regele de foc. Adesea, varianta superioară, evoluată a săgetătorului. Depinde de voi unde vreți să stați. În spate există un unicorn. Deci dacă vă lăsați ghidați de această ființă sau energie superioară, vă manifestați varianta pozitivă. Da? Elefantul, autoritate, înțelepciune, stabilitate, am zis înțelepciune, protector, ar mai fi multe de spus despre elefant. Puteți să căutați la, să vă interesați despre simbolistica lui Ganesha, dacă vreți să-l înțelegeți pe acest elefant. Elefantul acesta iar poate să reprezinte ghidaj din astral ca să treceți de această situație conflictuală negativă. Posibil, repet, pentru că văzusem și tarantula, cineva vă aduce vă transformă. Sper să nu. Sper să nu, că voi sunteți Jupiterion și bine ar fi să nu manifestați. Ar putea să fie cineva cu marcaj în berbec sau în leu. Cam așa sunt, mai ales leu, că suntem sub semnul leului. Interesant. Poate aveți acolo ceva, un aspect. Ori să nu deveniți voi geloși pe nimic, pe ceva care nu merită. Da? Ori să nu fie cineva. Hai să mai amestec totuși cărțile acestea, pentru că mesajul cu femeia de lumină venise aseară, ieri. Însă aș vrea totuși un mesaj mai actual. Nu sunt prea multe. Se vrea. Am văzut, vorbește cu Dumnezeu. Ce frumos! Ce frumos! Speak with God. Sigur era cartea pe care am mai văzut-o de-a lungul timpului. Săgetător. Ia uite, domne. Soft. Da? Fiți, dacă cineva vă pune pe jar... Da, vă pune pe jar și deveniți un pic mai iritați în prezența cuiva, o situație mai neplăcută, fiți mai blânzi. Dacă nu vă simțiți voi, totuși capabil să vă transformați, să treceți dintr-o energie negativă, într-o energie atât de... Apropo de feminitate și receptivitate, iar este ceva, o energie blândă, delicată, 47, care vă luminează, care vă luminează universul. Văzuse și daruri primite. Poate primiți un dar prin această comunicare cu această sferă de lumină sau cu acest personaj despre care vorbise mai devreme. Și ce frumos este, iar s-a oprit, deși au picat niște cărți, dar au picat cu un scop, ca să rămână setul de cărți aici. Numărul 22, număr maestru, 2 și cu 2, 4. 4 vă dă stabilitate. Acest personaj feminin, iar, îmbrățișează globul de lumină, globul acesta. Încercați și îmblânziți-vă, dar, repet, dacă sunteți voi această panteră, îmblânziți-vă. Faceți un pic de hipnoză cu voi, calmați-vă și îmbrățișați lumina, pentru că sunteți jupiterieni. Și încercați să înțelegeți printre cuvinte, spațiul dintre cuvinte, o comunicare, da? Oh, ce frumos! Cosmic Butterfly, fluturele cosmic, iar e vorba de o transformare și de o comunicare subtilă, sensibilă, spirituală cu cineva. Eu așa zic că cineva vă inspiră și văzusem, ce mai văzusem acolo, să-mi pun ochelari, ce mai văzusem? Dream a little, da, visați un pic, nu mai ridic cartea că iar se decalează sunetul. Vreau altceva să vă citesc. Alte cărți au venit cu un mesaj pentru unii dintre voi. Rămâne. Aveți totuși o romanță în preajma voastră, dar rămâne de văzut în timp, repet, nu musai acum, cât este de adevărată dragostea sau cât este de iluzorie. Timpul decide.
Din seria cărților pe care o să le folosesc, o să le folosesc în etalarea a doua, 20 de minute deja. Au venit cel puțin două la început și apoi încă vreo patru. A venit 5 de monede, tăcere, răceală între voi și cineva. Mă auziți? Da? Tăcere, răceală între voi și cineva. Simțiți că v-a lăsat cineva de izbeliște, că v-a lăsat în frig, în ceață? Dacă aveți niște probleme financiare, va trebui cu răbdare și cu muncă și aveți niște cărți care arată determinare să munciți, să vă transformați viața. Că apare 8 de transformare, iar vorbim de 8 casa scorpionului, transformare. Posibil situația să fie la distanță, peste cel puțin o apă, așa se zice, 8 de bute. Aici, cartea săgetătorului, acestea sunt arcurile lui Cupidon. O situație de amor, văd eu, da, în care sunteți cam lăsați așa, în frig. Și voi, semne de foc, nu știu cât... Deși probabil dacă sunteți în decembrie, noiembrie, focul vostru ar trebui să topească acest frig. În ce sens? Interesant mesajul. În ce sens? Focul vostru interior. Eu simt că acest foc trebuie să-l folosiți într-un moment special de decizii. Aveți de decis între două situații, două personaje. Poate că ei au, o să zic poate, pentru că există și varianta asta, citim cărțile din mai multe perspective. Dar dacă ar fi să mă refer doar la voi, că este etalarea voastră, am zis, voi aveți acest foc interior de a transforma orice situație de confuzie. Pentru că sunt niște săgeți în acest moment, le văd că țintesc spre cer, comunicați cu element, cu energiile divine, cu energiile superioare, comunicați în sus, nu în jos, înspre pământ, unde uneori rămân, da, săgețile în frig, în ceață. Comunicați cu nori, metaforic vorbind, da, cu ce este înalt, ca să puteți primi transformarea. Vorbim de 8 de transformare și în momentul în care faceți acest lucru, primiți și informația care este destinul vostru, pentru că apare faetonul, faetonul merge către stea, către destinul său cu determinare. Primiți informațiile care vă ghidează drumul în viață, misiunea în viață și atunci veți putea iar 8 de monede să munciți și să vă transformați într-o situație, repet, confuză, ocultă, misterioasă, luna, dar trebuie să luați niște decizii. Trebuie să luați niște decizii. Dacă există cineva care vă ține pe loc, luați steagul victorios, dragii mei, luați steagul victorios. Alegeți relațiile, oamenii, joburile, situațiile care vă cresc, că aveți 2 de 8, care vă transformă pozitiv, cu acest faeton care vă duc către victorie. Evident că pentru unii există și varianta ca să fiți lăsați de izbeliște de un semn de pământ, mai mult sau mai puțin, sau de cineva care are marcaj în semn de pământ și semn de apă, precădere, rac. Faetonul și luna, da? Precădere, rac. Voi vreți, că apare și 8 de monede, voi vreți să călătoriți. Aveți dorința de a călători, de a munci. De a munci. Eventual pentru sau în fine. De a vă apropia de acest semn de apă, că apare luna. Dar foarte posibil pentru o parte dintre voi acest semn de apă, lună, reprezintă pește, rac, scorpion. El, personajul acesta, să trebuiască să decidă între voi și altcineva. Și degeaba vreți voi dacă personajul respectiv nu a decis. Înțelegeți? Da, e bine când se întâmplă câte o tăcere, câte o separare, să ne concentrăm pe noi, pe voi, pe creșterea voastră, pe comunicarea cu divinitatea, ca să nu stagnați, ca să nu stagnați, să nu săgetați un pământ uscat sau înghețat, din care bâtele respective nu pot înflori, că bâtele teoretic ar trebui să înflorească acolo unde rămân, da? Acestea sunt înflorite, da? Să nu se usuce, înțelegeți metafora. Oh, ce-ar mai fi? Hai totuși să pun o pauză.
Ok, și să mai iau deocamdată nu clarific sau să clarific, să mai iau un mesaj de la mine. Hai totul să clarific. Ce reprezintă acest doi de bâte? Iau-te, semn de apă care se îndepărtează, cavalerul de cupe care se îndepărtează, șase, da, orvoiorii pe ei, pentru că trebuie să se îndepărtează mental, pentru că trebuie să decidă între voi, eventual, și altcineva. Între voi și viața lor personală, și jobul lor, și ceva, da? Apare asul de bâte. E o situație pasională. N-aș putea să-i zic musai aventură. Pentru unii poate să fie aventură sau poate să fie o prietenie, că am văzut ceva de început, viermele, da? E o situație de început, dar, repet, care nu s-a dezvoltat. Apare asul de monede. Nu s-a dezvoltat, încă nu primiți susținere pentru a merge mai departe, pentru a dezvolta o relație de lungă durată, pentru că apar blocajele. Apare un blocaj între această pasiune și potențialul de lungă durată. Înțelegeți? Apare un blocaj. Până nu se deblochează? Da. Pentru că cineva e un pic cam egoist. Nu zic musai că voi. Unul dintre voi are o atitudine mai egoistă, dar și are obișnuința de a atrage atenția. M-au zis, da? Obișnuința de a atrage atenția. Probabil că alții sunt geloși. Aha, interesant mesajul. Poate că această pantare este geloasă pe capacitatea voastră de a atrage atenția. Mesaj pentru unii. Ideea este că, am zis, se blochează succesul. Șase de bâte înseamnă și succes, și început stabil. Se blochează din cauza că cineva nu comunică, regele de spade, este mai dur în limbaj, se detașează emoțional, iar apare semn de apă, pești, drac, scorpion, eventual spionează, că am văzut pantera, clar că spionează și fuge, ia uite, mincinosul. Există cineva, vedeți, ia că bate soarele, vedeți, mincinosul, cineva fuge. Fuge, deci cu atâtea cărți e clar că manipulează, semn de apă pentru unii, fiți atenți, regina de cupe, nu-mi place să spun așa despre semnele de apă, dar unii chiar sunt. Unii chiar sunt, dragii mei. Voi vreți să manifestați o dragoste adevărată, vreți, dar v-am zis în timp, vedeți, în timp. Când roata norocului se schimbă, vedeți de fapt cu cine aveți de-a face. Aici, ia uite, regele de bâte și steaua. Oh. Situație toxică. Da. De care trebuie să vă vindecați, e clar. Steaua și diavolul, lângă regele de bâte, e o situație toxică. Probabil aveți multă pasiune pentru cineva. Posibil unii dintre voi sunteți în vizor public, da? Regele de bâte și steaua, persoană publică. Dar, pentru că sunteți publici, atrageți atenția într-un mod poate prea sexual. Oamenii fac pasiuni pentru voi și uite așa se amână o manifestare sau manifestarea unei stabilități, așa văd cărțile. Gata, acum pentru, am zis că voi clarifica, nu mai clarific, eu zic că am spus destule, deși aș putea să mai clarific acest doi de bâte. Să-l clarific, mă auziți? Încerc și eu să folosesc microfonul. Hai să clarific fuga, deși am lungit-o foarte mult. Și am zis că mai iute metalări, că le fac mai scurte, dar... Doi de bâte. Ia uite. Doi de bâte. Și am văzut și nouă de... Voi vă faceți griji într-o problemă de dragoste. Voi vă faceți griji într-o problemă de dragoste care vă creează confuzii. Și care trebuie vindecată, dragii mei, trebuie să găsiți adevărul, asul de spade în această problemă de dragoste sau iar persoană cu semne de planetă în semne de apă. Dar doi de bâte a fost clarificat cu regele de spade. Dacă este vorba de voi, pentru că e posibil, am zis, orice carte se poate interpreta și în astrologie și în tarot putem interpreta din două puncte de vedere. Voi sau voi în relație cu cineva. Voi trebuie să alegeți ce alegeți adevărul. Bâta aceasta, victorioasă, trebuie să vă ducă către adevăr, către autoritate, către stabilitate mentală, mai ales dacă vă faceți griji din pricina cuiva. Dacă e vorba de ei, care trebuie de ei, semnul de apă, sau persoana confuză, persoana misterioasă, persoana care are secrete, nu neapărat semn de apă, da?
Ei trebuie să aleagă, eventual. Și bine ar fi să aleagă, s-ar putea să aleagă tăcerea. Sunt curioasă în timp. S-ar putea să aleagă tăcerea, pentru că în acest context, cu lună și cu astea, așa văd regele de băte, de spade. S-ar putea să aleagă tăcerea. Trebuie echilibrat. Iar apare 2. Ia doar 2, 2. Și a apărut și dublu 2, da? Ia. Încă jonglează. Se detașează mental. Voi aveți multă pasiune pentru cineva. Asta e clar. Însă, repet, vedeți, analizați cu grijă, pentru că una e pasiunea și alta e dragostea adevărată. Deocamdată atât. Haideți să trecem la a doua etalare. Etalarea pentru... sau în care vom vorbi despre voci. Cine o vrea să apară aici în cărți. Vă pup. Pa, pa.